Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Astăzi vă invit la o lecție de istorie cu doctorul în științe istorice de la Suceava, arheologul Mugur Andronic, laureat al Academiei Române. Un bun român care își vrea țara reîntregită, cu tot neamul, la oaltă. Un salut frățesc, frații basarabeni din capitala Moldovei lui Ștefan cel Mare. Ca să glumesc, eu sunt mai moldovean ca voi, vin din Suceava, din capitala lui Ștefan. Deci timp de 40 de ani, ca arheolog, am bătut la pas județul nostru, aproape toate comunele, ca arheolog. Și plugul răscolește ceramica din pământ și în felul acesta ceramica poate fi datată, așa cum, de exemplu, știți și noastră celebra cultură cu Cuten Tripolie, cu ceramica sa foarte pictată. Și așa datăm așezările. Deci nu exagerez deloc, am publicat în 2016 o carte aproape groasă cât o cărămidă, Repertoriul arheologic al județului Suceava. Marea parte din ele sunt descoperiri personale, dincolo de cele care se mai cunoșteau. Și de ce vă spun asta? Pentru că, practic, ceea ce spun mai departe nu este din cărți citite de unii știutori sau neștiutori, din unii voitori sau răvoitori falsificatori, ce este rodul muncii mele de 40 de ani. O să vă vorbesc și despre istoria Bucovinei imediat, pentru că aici vorbim și despre Moldova, este vatra de formare a Moldovei, de fapt. Ceea ce contează să vă spun este faptul că după 40 de ani am constatat că ceea ce a afirmat și Grigore Ureche, și o să mă refer la el, este perfect valabil. Adică faptul că atunci când s-a format Moldova ca stat, din start a fost țară românească, românii veniți cu sutele de sate din Transilvania și din Maramureș, din Maramureș mai puțin, fiind o provincie mai redusă, Bogdan venind cu câteva sute practic de familii. Deci, dacă în secolele 12, 13 și poate la început de 1300, în spațiul dintre Carpat și Nistru și sigur și dintre Prut și Nistru se cunoșteau doar câteva zeci de așezări, la niciun secol după descălecatul lui Dragoș și Bogdan erau aproape 500 de sate moldovenești și rata de natalitate n-avea cum să creeze această mare dezvoltare demografică. Deci aici este vorba de această colonizare bejenie a românilor din Transilvania în Moldova și de implantare pe veci a pecetei, a sigilului românismului aici între Carpat și Nistru. Și de ce au plecat? Au plecat din diverse motive. În primul rând, românii ca majoritate demografică în Transilvania, și o spun toate documentele medievale, erau de două ori mai numeroși decât toate minoritățile la un loc, erau cei mai exploatați din punct de vedere feudal, social. Erau majoritatea iobagilor sau șerbilor, cum vreți să le spuneți. În 1350, feudalitatea maghiară din Transilvania a mai introdus nona, a noua parte din recoltă, de dată la biserică și la mari proprietari. Tot pe la jumătatea secolului XIV a început o cumplită ciumă, epidemie de ciumă, din Anglia până hă departe în Asia. Și aici sunt mândru că am venit cu această ipoteză pusă în circulație în volumul 2 al istoriei Bucovinei. Formarea Moldovei ca stat s-a datorat mult și factorului psihologic, frica de moarte. Așa cum COVID-ul prin care am trecut nu de mult a creat o presiune enormă socială și panică și frică, așa s-a întâmplat și atunci. Sunt documente medievale mai târzii în care spuneau că, de exemplu, locuitorii din Iași, de frica unei noi epidemii de ciumă, mulți au fugit și au locuit o vreme prin pădure. Deci, iată că ardelenii noștri, provincie românească, dar voivodat, distinct, aparte de regatul Ungariei, întotdeauna Transilvania n-a fost Ungaria și din 1526, când Ungaria a fost drobită de turci, de Soliman Magnificul, la Mohaci, dispare de pe harta Europei, parte luată de austrieci, parte luată de turci, parte luată de turci transformată în pașalâc, deci regiune, provincie, administrată complet de turci față de țările române care nu au avut așa ceva. Și o să vorbim de asta mai târziu. Deci,
Din acest moment, românii, din cauza acestei ciume cumplite, cercetări arheologice de la Londra au demonstrat circa o treime din populația Londrei a fost decimată, au plecat pe capete dincolo de Carpați, unde ce aștepta? Ei aștepta, în primul rând, libertate din toate punctele de vedere și, în primul rând, libertate religioasă, pentru că regii maghiari, la presiunea Vaticanului, căutau tot mai mult să catolicizeze pe români. Și atunci, pentru libertatea religiei, dar și pentru libertatea fizică, pentru că în pământurile foarte slab locuite, cum spuneam înainte, ale Moldovei, de la Carpați spre Nistru, nu exista o autoritate voivodală care să perceapă dări, să impună tot felul de alte obligații. Din toate punctele de vedere, erau numai avantaje și cred că sunt sigur că sute de astfel de sate au trecut Carpații în frunte cu preotul lor în pământul făgăduinței, ca să cităm Biblia. Iată că cercetările mele arheologice au demonstrat practic și sunt realități comune și în alte județe de la noi din Moldova, că satele medievale se constituie astfel după 1300, într-un număr foarte mare, ceramica este foarte asemănătoare cu cea care se făcea în Maramureș și în Transilvania de atunci. Este un salt demografic extraordinar și o să vă citesc mai îndată și niște citate din cronici. Ori ce a însemnat asta? A însemnat un aport demografic extraordinar. Nu spun că nu s-ar fi creat o țară a Moldovei mai târziu, dar a fost un transplant de românitate extraordinar de mare. Și în aceste condiții, domnitorii, primii domnitori moldoveni au continuat această politică, aceea și se practica în toată Europa medievală, de a atrage coloniști, li se oferau ajutoare, scutire de taxe și așa mai departe. Acești domnitori au chemat uneori prin interpuși populație românească din Transilvania, sunt acele slobozii. Avem orașul Slobozia, de exemplu, în Muntenia și cred că aveți și dumneavoastră, fără să cunosc foarte bine denumirile localităților din Basarabia, astfel de Slobozie. Bun, haideți să vedem, de exemplu, ce spuneau niște cronicari despre acest fenomen demografic magistral. Iată ce spunea primul letopiseț al Moldovei, Grigore Ureche. Au descălecat întâi sub munte, la noi în Bucovina, de unde iese râul Moldova din Carpați. Apoi, adăugindu-se și crescând înainte, nu numai apa Moldovei, ci nici Siretul nu i-au hotărât, adică nu i-au oprit. Și s-au întins până la Nistru și până la mare. Este exact ceea ce spune și știința și cercetarea arheologică. Și vă mai dau un exemplu, fără să fiu filolog, nu știu multe exemple, dar s-ar da sute. Iată denumiri de familii care sunt de rezonanță de dincolo de Prut, începând cu familia Ungureanu, nu? Din părțile ungurești, Turcanu, Mocanu, legat de oieri, și să nu uităm că mulți dintre aceștia au trecut în Nistru și au colonizat până hă departe spre Bug și apoi spre Nipru. Deci, alte nume de familie, Bejenaru, Bârsan și așa mai departe. Multe denumiri care se termină în an, specific transilvanilor. Bun, haideți să mai facem un pas. Miron Costin, pentru că sunt citate esențiale. Ia să vedem ce spune Miron Costin. Numele cel adevărat, autentic, de la primul descălecat, adică fiind invazia romană, primul descălecat, prin Traian, este Român sau Romanus, care nume acest popor l-a păstrat întotdeauna între dânsii până astăzi. Același nume este dat în deopște și muntenilor și moldovenilor și celor ce locuiesc în țara Transilvaniei. Un alt nume ei înșiși nu au primit între dânsii niciodată. Și acestea, nu toate denumirile, numai unele dintre ele. Le-am însemnat pentru înțelegerea mai ușoară a denumirilor neamului și ale altor țări, Moldovei și țării muntenești, și românilor din Ardeal. Așa și pentru neamul acesta, de care scriem, din țările acestea, numele său drept și mai vechi este Român, adică Râmlean, de la Roma. Acest nume vine de la descălecatul lor de la Traian și cât au trăit românii până la pustiirea lor de pe aceste locuri deschise și cât au trăit în munți, în Maramureș și pe Olt, tot acest nume l-au ținut și îl țin până astăzi,
și încă mai bine muntenii decât moldovenii, că ei și acum zic țara românească, ca și românii cei din Ardeal. Iar străinii și țările din prejur le-au pus acest nume de Vlah, de Vloh, cum s-a mai pomenit. Iar aceste nume de Valeus, Valascos, Olah, Voloșin, tot de străini sunt puse, de la Italia, căreia îi zic Vloh. Apoi, mai târziu, turcii, de la numele domnului care a închinat țara întâi la turci, ne zic Bogdani, muntenilor, Caravlahi, grecii ne zic Bogdanovlahi, muntenilor, Vlahos. Iar acest nume, moldovean, este de la apa Moldovei, după al doilea descălecat al acestei țări, de la Dragoș Vodă. Și muntenilor, ori cei de pe munte, munteni, ori cei de pe olt, olteni, căleșii așa le zic, molteani. Deși și prin istorii și în graiul străinilor și între ei înșiși, cu vremurile, cu veacurile, cu înnoirile, românii dobândesc și alte nume, doar acela care este numele vechi stă întemeiat și înrădăcinat, adică român, cum vedem. Că măcar că ne chemăm acum moldoveni, dar nu întrebăm, știi moldovenește, ci știi românește, adică râmlenește. Stă dar numele cel vechi ca un temei neclătinat, deși adaugă ori vremile îndelungate, ori străinii adaugă și alte nume, însă cel ce-i rădăcină nu se mută. Și așa este și acestor țări, și țării noastre, Moldovei și țării muntenești. Numele cel drept din moși strămoși este român, cum își cheamă și acum locuitorii din țările ungurești și muntenii țara lor și cum scriu și răspund cu graiul, țara românească. Aceste citate le-am preluat din articolul Lecție de românism a românilor de la răsărit sau Cum am devenit moldovean, semnat de academicianul Ioan Aurel Pop și publicat în revista de istorie și cultură Destin Românesc. În acel articol, academicianul Pop constată că Miron Costin explică cât se poate de clar existența numelor generale de români și vlahi, ale unor denumiri regionale și locale precum bogdani, moldoveni, munteni și volteni. După cum se poate observa, învățatul boier moldovean Miron Costin folosește alternativ numele de român și român, cele două nume pentru el fiind același lucru. Miron Costin știa că românii au mai multe denumiri locale și regionale în funcție de provinciile în care locuiau și locuiesc aceștia. Pe interior, denumirea etnică generală era român sau român, iar în exterior, formula utilizată pentru desemnarea românilor era vlah. Miron Costin mai constată că românii, indiferent unde trăiesc, numesc toate regiunile locuite de ei țara românească. Dar până la Costin, câteva decenii până la el, un alt moldovean, vornicul Grigore Ureche, scria în Letopisețul Țării Moldovei, citez: de când s-au descălecat țara, românii, cât se află lăcuitori la țara ungurească și la Ardeal și la Maramoroșu, de la un loc sunt cu moldovenii și toți de la rând se trag. Am încheiat citatul. Mai mult, Grigore Ureche știa încă pe la 1600 că Transilvania mai multui țara lățită de români decât de unguri. Am încheiat citatul. Potrivit academicianului Ioan Aurel Pop, pentru unii specialiști, mărturiile acestor mari învățați moldoveni, care vorbesc răspicat în secolul 17 și 18 despre originea romană și unitatea românilor, nu sunt suficient de relevante, fiindcă ei, în opinia acelor pseudo-specialiști, ar fi aflat de la străini aceste lucruri. De exemplu, culții boieri moldoveni, Grigore Ureche și Miron Costin, s-ar fi iluminat în legătură cu unitatea și latinitatea românilor la colegiile iezuite din Polonia, unde ar fi învățat după principiile umanismului târziu. Academicianul Pop subliniază însă că astăzi se știe că nu a fost așa, dar chiar dacă ar fi fost așa, faptul că străinii îi priveau pe moldoveni, munteni și ardeleni ca pe un tot întreg nu este o legendă, ci o realitate care confirmă adevărul istoric. Cu alte cuvinte, mai adaugă Ioan Aurel Pop, străinii nu aveau cum să inventeze unitatea românilor, nu aveau cum să învețe pe locuitorii de la Carpați, de la Dunăre, de pe Mureș și de la Nistru
aceeași limbă, ori să-i facă să-și aibă sorgintea în latinitate. Încă acum mai multe decenii s-a dovedit fără putință de tagădă că românii au avut ei înșiși conștiința romanității lor în Evul Mediu și au transmis această convingere mai departe spre noi, concluzionează academicianul Ioan Aurel Pop. Și foarte clar și Cantemir care spune: noi moldovenii la fel ne spunem români, iar limbii noastre nici moldovenească, ci românească. Încă prin anul 1700, domnitorul Moldovei și marele cărturar al vremii, Dimitrie Cantemir, simte nevoie să explice începutul, neamul și vechimea moldovenilor. De aceea, el a trebuit să răspundă unor întrebări pe care și le-ar fi putut pune străinii de la cumpăna secolelor 17 și 18, cum ar fi cele care vizează identitatea românilor și a țărilor lor. La întrebarea cine sunt românii, Cantemir răspunde fără ezitare că sunt urmașii romanilor, iar la întrebarea despre țările locuite de români, spune că ele vin de demult, fiind formate pe locul vechii Dacii. Pentru Dimitrie Cantemir, țara românilor a fost una și nedespărțită, din vremuri imemoriale, după cum singur mărturisește în prima dintre cele trei cărți din Hronicul Vechimii a Romano-Moldovlahilor, cărți numite Prolegomene, în care prezintă o descriere istorico-geografică a toată țara românească, care apoi s-au împărțit, scria Cantemir, în Moldova, în Țara Muntenească și Ardeal, din descălecatul ei de la Traian. Pentru Cantemir, țările românești se numesc Daco-Romania, adică România născută pe teritoriul vechii Dacii, din coloniștii romani chemați și români. Așadar, pentru Cantemir, românii nu erau altceva decât romanii trăitori de circa 1600 de ani în noua Românie, făurită pe teritoriul Daciei. Dacia au fost de la Traian împărat cu cetățeni și slujitori veche romani descălecată și Dacia, precum aceiași romani, să fie moșii, strămoșii românilor, care și astăzi în părțile Daciei lăcuitori se află, adică moldoveanii, munteanii, maramureșanii, românii de peste Dunăre și cuțovlahii din țara grecească. Căci toate acestea năroade dintre aceiași romani ai lui Traian să fie, nu numai limba și graiul. Aceștia, dar mai sus pomeniți și în toată lumea cu nume nemuritor, vestiții romani, sunt moșii, strămoșii noștri, a moldovenilor, muntenilor, ardelenilor, precum și numele cel de moșie ne arată. Marele cărturar Dimitrie Cantemir mai spunea că limba românilor este curat romană și nu s-a stricat niciodată prin amestec efectiv cu graiul barbarilor. Îi invocă pe scriitorii care consideră graiul moldovenesc ca fiind graiul latinesc stâlcit, dar și pe cei care mai cred că graiul moldovenesc se trage din graiul italienesc. Aduce în atenție argumentele ambelor părți, cu accent pe prima opinie. Potrivit căreia, graiul latinesc ar fi muma cea dreaptă și adevărată a graiului moldovenesc. Și mai spunea Cantemir că moldovenii nu s-au numit niciodată italieni, nume care a ajuns al romanilor în vremile ce au urmat în mai multe locuri, ce au păstrat totdeauna numele de romani, același pentru toți locuitorii Italiei în vremea când Roma era cetatea cea mai de frunte a lumii întregi. Tot Dimitrie Cantemir afirma că în limba moldovenilor sunt mai multe vorbe latinești care în graiul italian nu există. În graiul moldovenesc sunt și cuvinte din graiul grecilor, turcilor, leșilor, ungurilor, tătarilor, italienilor, adică de la genovezii de la Marea Neagră și chiar al dacilor. Muntenii și ardelenii au același grai cu moldovenii, mai spunea Cantemir, și toți se numesc pe sine români, de la vechii romani. Cu alte cuvinte, notează academicianul Ioan Aurel Pop în același articol publicat în revista Destin Românesc, cel mai mare învățat moldovean din toate timpurile știa din cercetări minuțioase că moldovenii sunt români, că acești români se trag din romani și că nu există nicio contradicție între grupurile regionale de moldoveni, munteni, ardeleni și calitatea lor generală de români, înrudiți cu celelalte popoare romanice. Altfel spus, la 1700, Dimitrie Cantemir exprima clar ideea identității românești, în primul rând, pe baza unității de origine și de limbă. Iată tot niște informații foarte interesante, chiar din Evul Mediu,
înainte de a se naște propaganda imperială rusosocialistă. Într-un raport din 1587 se spunea, moldovenii se numesc între ei cu numele de romani. Se spune în italiană, con nome di romani si chiamo fra logo. Iar la 1639, călătorul italian Nicolo Barsi spunea, moldovenii se bucură să fie numiți romani. Tot se dă citatul în italiană. Mai mult, în secolul XVIII, francezul Hoteriv, care a stat o vreme în Moldova, a scris, citez, foarte important, există în Moldova bătrâni care își numesc țara românească, iar moldovenii sunt la fel de mândri de originea lor ca și italienii. Iar ceva mai târziu, ofițerul finlandez Gustav Adolf Ramsay arăta, citez, n-ai voie să zici moldoveanului că este moldovean, ci trebuie să-l chemi frate român, frate roman. Alt nume, foarte important, decât cel de român, îl jignește în mândria națională. Un mesaj important despre unitatea românească vine din a doua parte a secolului 15, mai exact din ziua de 8 mai 1477, când Ioan Țamblac, solul și unchiul domnitorului Ștefan cel Mare, prezenta Senatului Veneției situația din Moldova și argumenta necesitatea luptei tuturor creștinilor contra pericolului otoman. Acel document a fost elaborat la curtea domnească de la Suceava, iar prin vocea solului vorbea principele însuși, adică Ștefan cel Mare, care se plângea dogelui și fruntașilor Republicii Lagunare cum îi mâna uneori turcul contra Moldovei chiar și pe creștini și pe frați, între aceștia aflându-se și cealaltă țară românească. În Moldova secolului 15 se știa și se vorbea prin urmare de două țări românești, dintre care cea din tâi era, în chip natural, chiar Moldova. Țara românilor sud-carpatini era pentru moldoveni cea de-a doua sau cealaltă țară românească. De altminteri, acest fapt se știa în tot Occidentul și, cu precădere, în mediile peninsulei italice, unde s-au păstrat sute de documente și alte tipuri de surse începând cu secolul 14, în care se vorbește despre două valahii, adică despre două țări românești. Se știa că și în Transilvania predominau românii, dar fiindcă puterea de acolo nu era în mâinile românilor, Transilvania nu putea fi considerată sub aspect politic o țară românească. În schimb, Moldova și țara românească sau Muntenia, în care conducătorii sau stăpânii erau, ca și poporul de jos, români, nu puteau fi și nu erau decât țări românești. Acum haideți să vă mai dau un exemplu din perioada lui Ștefan cel Mare. În 1470, domnitorul Ștefan cel Mare îl eliberează pe Oană Tătarul, rob domnesc, fapt certificat de către diacul Stețco, persoană care întocmea și copia actele în cancelarie domnească. În acest document, care se află în posesia Serviciului Județean Suceava al Arhivelor Naționale, domnitorul Ștefan cel Mare menționează despre români, despre voloi. Deci menționează următoarele. Din mila lui Dumnezeu, noi, Ștefan Voievod, domn al țării Moldovei, facem cunoscut cu această carte a noastră tuturor celor care o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, când aceasta va fi de trebuință cuiva, că dăm și am dat această carte a noastră tătarului și robului nostru, care a fugit de la noi și din țara noastră în țara leșească, anume Oană Tătarul, și copiilor lui, pentru aceea ca el să vină de la sine înapoi și cu copiii lui la noi și în țara noastră, iar de robie să fie iertat el însuși și copiii lui în vecii vecilor, și să nu-l aducem din nou în robie și nici pe copiii lui, ci să se așeze în țara noastră, slobod și în bună voie și fără nicio nevoie, așa cum stau și trăiesc în țara noastră toți românii după legea lor românească, și să fie și să trăiască după această lege și după acest obicei în țara domniei mele, tot așa și el însuși apoi și cu copiii lui, și să nu dea și să nu plătească niciodată nimic după dreptul robilor și al tătarilor, nici coloade, nici dare, să nu plătească niciunui boier al său la care va trăi atunci. Haideți să vă mai arăt ceva despre Ștefan cel Mare pregătit aici. Iată, am făcut și un afiș pentru școlile din Moldova. Celebrul tetra evanghelar de la humor, 1473,
în care se zice că ar fi chipul cel mai bine redat al lui Ștefan cel Mare din toate picturile de la mănăstiri, în care el se intitula Domnitorul Țării Românești a Moldovei, a Moldovlahiei, în limba slavă veche de atunci folosită în biserică și în cancelarie. Și nota bene, așa cum polonezii slavi foloseau limba latină în biserică, tot așa românii foloseau limba vecinilor noștri, bulgari și sârbi, pentru că de acolo a venit această limbă, și multe cărți bisericești din Bizanț, deci nu scriau în limba greacă. Noi n-am avut niciun contact direct cu Rusia, care nu exista la vremea aceea, de-abia se constituia. Și vai cât aș vrea să vă mai spun, mai fac o paranteză. Cu această mare mizerie prinsă în popor, ce a fost întâi, Moldova sau Țara Românească? Băi, oameni buni, pe ce a fost întâi? Cnezatul de Novgorod sau Cnezatul de Moscova sau statul rus? Este același lucru. Sau ce a fost întâi? Regatul Neapolelui în Italia sau Italia? Sau regatul Prusiei sau Germania modernă? Deci statele naționale după 1800 se creează. Epoca antică. Era și un tot o slugă a Kremlinului, Mohov și alții. Au zis că dacii au dat naștere poporului român și geții au dat naștere poporului moldovenesc. După încheierea celui de-al doilea război mondial, Moscova a decis să elaboreze o lucrare cu pretenții academice despre istoria Moldovei, astfel încât să poată justifica cu argumente inventate cotropirea unor teritorii care nu i-au aparținut. Printre cei care au muncit la elaborarea acelei pretinse lucrări academice erau Naum Narțov, Artiom Lazarev și Nicolae Mohov, la care face referire profesorul Mugur Andronic. În anul 1945, Naum Narțov, care era șeful secției de istorie a Moldovei din cadrul Institutului de Istorie, Limbă și Literatura Bazei Academice de Științe a URSS în RSS moldovenească, întocmește proiectul primului manual universitar de istorie a Moldovei cu tematica Relațiile seculare ale poporului moldovenesc cu marele popor rus. Ideile de bază ale mitului moldovenesc și a etnogenezei așa zisului popor moldovenesc, prezentate în acea lucrare, erau noi și aveau o formă radicală. Ci că unirea valahilor cu slavii de sud a dus la etnogeneza românească, iar unirea valahilor cu slavii de răsărit a dus la etnogeneza moldoveană. Așa avem două națiuni și două limbi diferite și există o legătură naturală între poporul moldovean, rus și ucrainian. Statul moldovean s-a format în sânul statelor slave ale Rusiei Chievene și Galiției. Am încheiat citatul. Deci, o mare minciună lipsită de orice argumente științifice, un fals pe care rușii l-au promovat metodic în spațiul românesc dintre Prut și Nistru. Primul volum al istoriei Moldovei socialiste sovietice a apărut în anul 1951 și cuprindea perioada din cele mai vechi timpuri până la Revoluția Bolșevică. În acel volum era explicată etnogeneza moldovenilor care, potrivit falsificatorilor bolșevici ai istoriei, s-ar fi produs către sfârșitul secolului al XIV-lea pe teritoriul dintre Carpați și Nistru, numit Țara Moldovei, și unde se găsește o populație de sine stătătoare numită moldovlahi, dar care au evoluat până la moldoveni. Aici trebuie să mai amintim și studiul privind istoria formării poporului moldovenesc, publicat la Chișinău în anul 1978, semnat de acel Nicolae Mohov. Acesta considera că valahii sunt diferiți de moldoveni, iar formarea națiunii moldovenești moderne ar fi avut loc în Basarabia după includerea acesteia în componența Imperiului Rus. Deci numai falsuri și minciuni inventate doar pentru a inocula românilor moldoveni din Basarabia ideea că sunt diferiți de frații lor de sânge de peste Prut. Păi unul din primii mari geografi și călători ai lumii antice, grecul Strabon, a spus clar, noi grecii știm că dacii au aceeași limbă cu geții. Este foarte clar. Sigur că existau niște dialecte, niște lucruri și pentru lumea antică mai firești, dar tot acest etnic sănătos, getodac, a dat naștere poporului român. Poporul român creat, cum ați mai citit, poate se zice prin secolul IX. Dar națiunea, sigur, se creează după 1800. Conștiința națională este în plină învergură, pentru că
nu numai, cum spuneam, românii din Moldova, Ștefan cel Mare și ceilalți se știau români. Iată, de exemplu, întotdeauna Moldova în relațiile cu Polonia era numită Valahia. Dovadă că polonezii știau că Moldova este o țară românească, Valahia. Așa ne numeau străinii. Ce-a însemnat Valahia, de fapt? Țara românilor. Ce însemna England? Țara anglilor. Fica lui Ștefan cel Mare. Nu era la Moscova numită Elena Moldoveanca. Era Voloșanca. Elena Voloșanca, adică Elena Românca, așa cum era numită de cneazul Moscovei Ivan al III-lea, a fost fica domnitorului Ștefan cel Mare din prima căsătorie, mai exact din căsătoria cu Evdochia de Kiev. Ea mai este numită uneori și Olena, forma rutenească a numelui dat de părinți. Destinul Elenei a fost însă unul dramatic. Mama ei a murit pe când fiica domnitorului avea 2 ani și a crescut departe de tatăl ei, care se afla mai mult pe câmpul de luptă decât în preajma ei. Dar când Elena a împlinit vârsta de 15 ani, tatăl său, voievodul Ștefan, a început să negocieze cu cneazul rus Ivan al III-lea căsătoria fiicei sale cu Ivan cel Tânăr, moștenitorul tronului cnezatului Moscovei. Logodna dintre cei doi a avut loc în anul 1481, iar nunta în ianuarie 1483. După căsătorie, mai exact pe 10 octombrie 1483, Elena a născut un băiat pe care l-au botezat Dimitrie. Pe 7 martie 1490, soțul Elenei, Ivan cel Tânăr, moare. Unii spun că sfârșitul i-a fost grăbit de podagră, iar alții susțin că moștenitorul tronului a fost otrăvit de un medic venețian. Din acel moment, viața domniței Elena a început să se transforme într-un adevărat calvar, și asta pentru că Sofia Paleolog, a doua soție a cneazului, Ivan al III-lea, nu vedea cu ochii buni atenția pe care marele cneaz o acorda nurorii și nepotului său. Mai mult, aceasta dorea cu orice preț ca Elena și Dimitrie să cadă în disgrația cneazului, iar fiul ei, Vasile, să devină moștenitorul tronului și nu Dimitrie, vlăstarul marelui voievod al Moldovei Ștefan. Prin urmare, Sofia Paleolog, împreună cu câțiva boieri ruși, pune la cale un complot. Acesta însă este dejucat de Ivan al III-lea, iar Dimitrie este proclamat mare cneaz al Vladimirului, al Moscovei și Novgorodului. Liniștea Elenei Voloșanca însă, așa cum o numea socrul său, avea să dureze doar 3 ani. Influențat de Sofia Paleolog, Ivan al III-lea îl numește pe Vasile moștenitor al tronului, iar pe Dimitrie și pe Elena îi aruncă în închisoare. Ștefan cel Mare a murit în iulie 1504 fără să afle exact ce i s-a întâmplat fiicei și nepotului său. Cei doi și-au găsit sfârșitul în temnița rusească. Elena a decedat în anul 1505, iar Dimitrie un an mai târziu. În tot Evul Mediu, lumea înconjurătoare a europeană știa că românii se locuiesc în trei țări române, Transilvania, Moldova și Muntenia. Și aceste denumiri locale, moldovean, ardelean, bănățean și așa mai departe, sunt un fenomen identic în toată Europa. Voi vă dau exemplu, iată, burgunzi, normanzi, bretoni, castilieni, lombarzi, sicilieni, saxoni. Păi, acum dacă spui el e bavarez, înseamnă că nu e german din München, sau el e sicilian de la Palermo, nu este italian și așa mai departe. Și vă mai dau un citat aici, că toți sunt la el, apropo de cum s-a format Moldova, care întărește cele spuse de mine, Ioan de Târnave, care la scurt timp după formarea Moldovei spune, citez, Moldova era supusă coroanei maghiare, dar de multă vreme era lipsită de locuitori din cauza vecinătății tătare. Iar Bogdan adesea a fost atacat de oștile regiului, totuși, subliniez, datorită marei creșteri a numărului de români locuind în acel pământ, statul s-a mărit și a învins pe maghiari. Chiar mama lui Petru I Mușat, Margareta, era numită de papalitate,
la 1377, domina, doamna, Valahiei Minoris, adică doamna Valahiei Mici. Pentru că și Muntenia și Moldova uneori erau numite Valahia Mare, Valahia Mică, depinde de cei care scriau documentele respective. Apoi, în secolul XV, un memoriu a iezuitului maghiar Ștefan Țanto, care vorbea despre intenția de a se face mai multe școli ecleziastice la Vatican, inclusiv cu participare de populație de la nordul Dunării de jos, și spune din diverse națiuni, de care pentru Valahia Inferior, adică Muntenia, citez, que Romaniola et Romaniola dicitur, adică Valahia Inferior, ca se mai numea Romaniola și sau Romandiola. Deci, ce să mai discutăm? Chiar Ștefan cel Mare, nu de mult, într-un document din arhivele de stat de la Milano, a fost numit de un cronicar italian regele Daciei. Deci ideea vechii Dacia, unității tuturor locuitorilor acum deveniți români, era vie în conștiința Europei. Pentru că Ștefan cel Mare a ctitorit episcopia de la Vad, lângă Cluj, episcopie ortodoxă. Pentru că avea circa 100 de sate în Transilvania, după ce s-a împăcat cu Matei Corvin, după lupta de la Baia și așa mai departe. Deci, atenție, nota bene, Ștefan cel Mare nu este un simbol al moldovenismului, este un simbol al românismului, Basarabiei și Moldovei în sine istorice, și este un precursor al României moderne de mai târziu. Faptul că moldovenii în timpul rusesc țarist au accentuat ideea moldovenismului a fost nu contra reunirii neamului românesc, ci tocmai ca fenomen de rezistență împotriva rusificării. Să mai vorbim la dumneavoastră despre cărțile lui Dosoftei sau Biblia de la București a lui Cantacuzino, care erau destinate întregului spațiu românesc, inclusiv a Transilvaniei, care la data aceea făcea parte din regatul maghiar. O foarte importantă dovadă a românismului Basarabiei și Moldovei în general este cunoscuta cazania lui Varlam, comandată și plătită de celebrul Vasile Lupu, un domn erudit, care a fost intitulată, atenție, Carte Românească de Învățătură. Predoslovia, introducerea este foarte frumoasă și de asta îmi permit să o citesc. Iată ce spunea în introducere. După tocmala și nevoința măriei sale, domnul datus sau învățătură și mie unuia mai mic și nici de o treabă a măriei sale rob. Evstratie bilogofăt, le-am scos această pravilă și le-am tălmăcit din scrisoare, adică din carte grecească, atenție, pre limba românească, ca să poată înțelege toți. Deci, repet, 1643. Și de asemenea, în scurt timp, la câteva decenii, 1673, iarăși psaltirea în versuri al lui Dosoftei, scrisă de, citez tot așa, în limba românească. Vreau să vă mai citesc un citat din Patriarhul Bisericii Ortodoxe de la Constantinopol, deci capul bisericii, 1629. Într-o scrisoare către principele Transilvaniei Gabriel Bethlen, care și el, deși era ungur de origine, vroia reface la vechii daci, în care amintea, citez, legătura de sânge și de iubire, care deși pe ascuns, dar în felul cel mai strâns, leagă românii din Transilvania cu locuitorii din țara românească și Moldova. Și legat de realitățile bisericești, să mai spun ceva important, că atunci când în 1401 bunicul lui Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun, a creat Mitropolia Moldovei, a creat-o supusă Imperiului Bizantin, Constantinopolului și nu Imperiului Rus Țarist. Deci este esențial ca atunci când mergeți la o cană cu vin la țară să lămuriți sătenii, rudele, să facă liste de trecere la Biserica Neamului nostru, Biserica Mitropolia Basarabiei, care ține tot de Constantinopol. Ne întoarcem la rădăcini. Acolo este adevărul la Constantinopol. Atenție, foarte important! Toată propaganda asta imperială ruso-socialistă prezintă totul pe invers. Să vă aduceți aminte de mine când mai vedeți știri de la Zaharova, de la Moscova și așa mai departe. Zaharova,
guvernarea și Maia Sandu românizează Republica Moldova. Păi cum să românizeze dacă noi suntem români din start? Dacă nu era această propagandă, realizam de mult unitatea națională și efectiv cele mai multe din problemele noastre se rezolvau. Vreau să vă mai arăt spre final o carte la care am muncit și o iubesc foarte mult. Istoria adevărată a Moldovei pentru elevi, de fapt e pentru toată lumea, deja sute de volume s-au dat la biblioteci și la școli. Ea se poate copia de pe link-ul site-ului pe care îl vedeți pe ecran. Și aici au colaborat și istorici de marcă de la dumneavoastră. E vorba de domnul doctor habilitat honoris causa de la Bălți, de la Lecurul Sopet, Anatol Petrencu, Constantinov Valentin de la Academia de Științe și de la Facultatea de Istorie Universitatea de Stat Ion Gumenei și de asemenea cercetătorul științific doctor în istorie Xelofontov Ion. Căutați-o, printați-o, popularizați site-ul, trimiteți la școli și la biblioteci link-ul să-și printeze, să-și inventareze cartea și așa mai departe. Pentru că, cum spun eu uneori, cât va fi minciună, va fi sărăcie. Și vreau să vă mai arăt o carte așa de plăcere, ultima carte a vieții, va fi Fortificațiile Bucovinei de-a lungul vremii, care începând cu această cultură eneolitică de care ați mai auzit, spuneam, cu Cuteni, Tripolie, ea e formată undeva în curbura Carpaților, s-au dus până la Kiev, Tripoli, undeva pe Nipru. Și cum spunea un cronicar, toate răutățile ne-au venit din răsărit, ca și astăzi. Din apus ne-a venit lumină și civilizație. Deci cu cutenii ne-au dus civilizația până la Nipru. Și închei prin excepționalul mesaj al lui Ilie Ilașcu, erou național, care a spus: vă iubesc, popor român. În contextul celor menționate pe parcursul acestei lecții, fapte și referiri extrase doar din izvoare istorice, în articolul intitulat Lecția de românism a românilor de la răsărit sau Cum am devenit moldovean, academicianul Ioan Aurel Pop se întreabă dacă cineva astăzi mai poate afirma că unitatea și identitatea românilor au fost inventate de intelectualii moldoveni abia în secolul XIX. Adevărul e că exemplele din toate secolele arată că identitatea și unitatea românească a fost făurită și consolidată organic, pas cu pas. Așadar, să recapitulăm. În secolul XIII, românii din sud-vestul viitoarei Moldove refuzau slujba catolicilor și se îndreptau, după tradiție, spre proprii episcopi de rit bizantin, rezistând și atrăgându-i și pe alții la modelul lor de viață spirituală. În secolul XIV, românii din Moldova îi ajutau în rezistența lor pe românii din Transilvania și respingeau prozelitismul catolic, cerând în locul preoților unguri preoți vorbitori ai limbii române. În secolul XV, în Moldova lui Ștefan cel Mare, ca și în Occident, se știa bine că existau două valahii, adică două țări românești, în care se vorbea aceeași limbă și se cultiva aceeași credință. În secolul XVI, moldovenii se mândreau cu originea lor romană, comună cu acelorlalți români, iar oștenii erau încurajați la luptă de domnul țării prin invocarea acestei obârșii ilustre. În secolul XVII, marii cronicari moldoveni au scris pentru prima dată în românește și pentru prima oară pe întreg spațiul românesc, înaintea transilvanenilor și a muntenilor, că românii din Moldova, Transilvania și țara românească formează un singur popor, de origine romană, că vorbesc o limbă neolatină înrudită cu italiana, spaniola și cu celelalte limbi romanice, că denumirile regionale de moldoveni, munteni, olteni, ardeleni, maramureșeni și alții nu fac decât să întărească unitatea românească și numele general de români sau rumâni, identic cu acela de vlahi, valahi, volohi, blaci, dat de străini poporului nostru. La începutul secolului XVIII, principele savant Dimitrie Cantemir, primul cărturar român de valoare europeană, care avea o conștiință clară de român, scriind în latină și în alte limbi de circulație internațională, a făcut cunoscută în mediile intelectuale ale lumii unitatea și romanitatea românilor, latinitatea limbii române, specificul moldovenilor și al tuturor românilor.
De la Cantemir pornește și școala ardeleană, ca și toată izbucnirea de afirmare culturală națională a românilor din secolul XVIII, prezentă în toate cele trei țări, de la Blaj la București și de la Iași la Râmnic. Tot academicianul Ioan Aurel Pop ne amintește că marele istoric Nicolae Iorga a scris poate cele mai frumoase cuvinte care s-au văzut și auzit vreodată despre România și regiunile locuite de români, și anume că în timpurile cele vechi, românii nu făceau nicio deosebire în ceea ce privește ținuturile pe care le locuiau. Pentru dânsii, tot pământul locuit de români se chema Țara Românească. Țara Românească erau și Muntenia, și Moldova, și Ardealul, și toate părțile care se întindeau până la Tisa chiar, toate locurile unde se găseau români. N-aveau câte un nume deosebit pentru deosebitele ținuturi pe care le locuiau. Și toate se pierdeau pentru dânsii în acest cuvânt mare, covârșitor și foarte frumos, de Țară Românească. În același timp, Nicolae Iorga adăuga cât se poate de explicit. Țara Românească a avut odinioară un sens pe care foarte mulți l-au uitat și unii nu l-au înțeles niciodată. Ea însemna tot pământul locuit etnograficește de români. La fel a scris pe la 1700 și marele cărturar moldovean Dimitrie Cantemir când vorbea despre toată Țara Românească sau, cu câteva decenii mai înainte, Miron Costin, care era convins de faptul că, vă reamintesc, numele cel drept din moși strămoși este român, cum își cheamă și acum locuitorii din țările ungurești și muntenii țara lor și cum scriu și răspund cu graiul Țara Românească. Cu alte cuvinte, academicianul Ioan Aurel Pop constată că în scrisul istoric din Moldova, de la 1600 și până la 1900, se înregistrează aceeași tendință, aceeași tradiție și aceeași direcție a reflectării identității românești. E adevărat că noi suntem o țară de țări, dar toate țările sunt țări formate din provincii, țări, regiuni, care în trecut n-au fost unitare, pentru că națiunea modernă este o creație a perioadelor mai noi și această creație se bazează pe unitate de limbă, de credință, de cultură, de aspirații, chiar de port, de obiceiuri, de tradiții, de fel de a te purta prin lume. Și prin urmare, națiunea română are o existență organică, n-a fost inventată de nimeni. Eu n-am auzit pe lumea asta vreun parlament care să decidă existența sau non-existența unei națiuni. Pentru că națiunile, în înțelesul nostru, din partea aceasta de Europa, sunt creații organice. Noi nu confundăm națiunea cu statul. Națiunea română există de dinainte de a exista această frumoasă construcție care se cheamă România. Prin urmare, națiunea română exista și în secolul XVIII, exista și în secolul al XIX-lea. Iar Basarabia, până la 1812, cum știe toată lumea, cu mici excepții petrecute în perioada medievală, Basarabia a fost parte integrantă a țării Moldovei. N-a fost altceva decât Țara Moldovei. Și toată lumea știe că în Basarabia s-a vorbit limba română în graiul ei moldovenesc, cum în Ardeal s-a vorbit limba română în graiul ei ardelenesc sau în Oltenia limba română în graiul oltenesc. Toate aceste lucruri sunt firești și le găsim și la germani, le găsim și la italieni, le găsim și la francezi și în alte părți ale Europei. Prin urmare, a crea acest curent numit moldovenist din dorința de a întări statalitatea Republicii Moldova e o greșeală fundamentală și vă dau două motive. Un motiv este că dacă Eminescu este simbolul creației superioare a moldovenilor din stânga Prutului. Și asta recunosc și oficialii care nu acceptă ideea unității românești. Atunci se intră într-o mare capcană logică, pentru că Mihai Eminescu, acest simbol într-adevăr al românilor de pretutindeni, chiar dacă el era moldovean pentru că se născuse în provincia numită Moldova, în zona botoșanilor și a ipoteștilor, Eminescu spune: ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor. Păi dacă țara lui Eminescu era România,
cum să fie el simbolul Moldovei și al moldovenismului? Pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să vă spun ca istoric, eu am urmărit sensul termenilor de român, Valah, Voloh și România, Valahia, Volohia, Vlahia și așa mai departe. Și ce am constatat? Că cea mai frumoasă, mai completă și mai exactă demonstrație privind numele general de român pe care trebuie să-l poarte ardelenii, moldovenii, oltenii, dobrogenii, muntenii și etc. Cea mai frumoasă demonstrație în acest sens și mai exactă au făcut-o savanții moldoveni. De la cronicari până la Eugenio Coșeriu, savanții moldoveni, vreau să spun, din toată Moldova. Eu nu fac distinție între cei care stau de o parte și de alta a Prutului. Iar numele de român în forma ro-mân și nu ru-mân s-a păstrat în singura provincie numită Moldova. În rest, în perioada medievală și modernă timpurie, în Muntenia, în Oltenia și în Ardeal s-a zis ru-mân și rumânește. În Moldova niciodată. În Moldova întotdeauna numele de român a fost biruitor și îi rog pe cei care nu cred să-l citească pe Miron Costin, marele cronicar și boier moldovean învățat, cu viziune europeană, să-l citească pe Dimitrie Cantemir și pe toți cei mai mari creatori și savanți, repet, până la cei de astăzi, care niciodată n-au făcut rabat de la acest adevăr. De altminteri, să fii moldovean și să fii român nu e o contradicție. Din punct de vedere regional sunt moldovean, din punct de vedere național sunt român. Care e problema? Din punct de vedere regional sunt toscan și din punct de vedere național sunt italian. Din punct de vedere regional sunt bavarez, dar din punct de vedere național sunt german. Ați auzit de o țară numită Austria? Ați auzit vreodată ca în țara aceea să se predea limba austriacă? Toată lumea știe că acest se intră în inconsistențe logice. Dincolo de valoarea istorică și de ceea ce demonstrează istoricii, cei care susțin moldovenismul exacerbat și nu înțeleg că moldovenii ca și ardelenii, ca și muntenii, ca și dobrogenii sunt parte a poporului român, intră și într-o mare capcană logică. Pentru că eu dacă le predau copiilor la școală, hai să zicem liceenilor, nu copiilor de 10 ani, poezia Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, scrisă de Eminescu, și eu le spun că Eminescu e simbolul moldovenismului, devin caragios. Nu mă crede nimeni și acești adolescenți pot gândi cu propria lor gândire și, cum ați spus dumneavoastră, se pot informa astăzi nu numai din cărțile aflate în biblioteci, ci se pot informa online și pot ajunge, dacă au istețimea necesară, la adevărul care nu poate fi de mai multe feluri. Gândiți-vă dumneavoastră câți moldoveni din stânga Prutului au trecut Prutul și au văzut că vorbim aceeași limbă. Câți moldoveni au văzut că graiul e frumos, la fel și la Botoșani sau la Vaslui, exact ca la Căpriana sau ca la Bălți sau ca la Soroca. Nu mai este ușor să prostești oamenii, dar elita politică care se bazează pe o anumită tradiție totalitară, părțile astea de răsărit, profită de acest lucru momentan. Eu, ca istoric, sunt convins că e vorba de o perioadă trecătoare. Doamnelor, domnilor, lecția noastră a ajuns la final, dar până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați! Cunoașterea istoriei este importantă pentru a înțelege realitățile pe care le trăim și pentru a clădi un viitor mai bun, ținând cont de lecțiile trecutului. Toate bune!